Amintiri din copilărie Partea a patra Cum nu se dă scos ursul din bârlog, țăranul de la munte strămuta la câmp și pruncul dezlipit de la sânul mamei sale, așa nu mă dam eu dus din Humulești în toamna anului 1855, când veni vremea să plec la Socola după stăruința mamei. Și oare de ce nu m-aș fi dat dus din Humulești nici ruptul capului, când mereu îmi spunea mama că pentru folosul meu este aceasta? Ia ca de ce nu, drăgăliță doamne, eram și eu acum holtei din păcate și iașii pe care nu-i văzusem niciodată nu erau aproape de neam folticenii, de unde toamna târziu și mai ales prin câșlegile de iarnă, fiind nopțile mari, mă puteam repezi din când în când pâșlindu-o așa cam pe după toacă și tot înainte sara pe lună cu tovare și mei la clăci în Humulești, pe unde știam noi ținând-o tot o fugă ca telegarii. Și după ce jucam cât jucam, furam cât un sărut de la cele copile sprințare și până în ziua fiind ieșiți din sat, cam pe la prânzul cel mare, ne aflam iar în folticen, trecând de prin vad, în dreptul băii Moldova înghețată pe la margini și l-a adus și la întors de nedegera măduva noase de frig. Inima însă ne era fierbinte, că ce gândeam și zbândeam. De la neamț la folticen și de la folticen la neamț era pentru noi atunci o palmă de loc. Dar acum se schimba vorba. O cale scurtă de două poște de la Folticel la Neamț nu se potrivește contindere de șese poște, luni și obositoare de la Iași până la Neamț, căci nu să vă pară șagă de la Neamț până la Iași și câtui de la Iași până la Neamț, nici mai mult, nici mai puțin. Și mai bine să rămâi pe loc, oanei chiteam în mintea mea acea proastă, decât să plângi nesmângâiet și să te usuși de dorul cu știu eu văzând cu ochii. Dar vorba aceea, Ursul nu joacă de bunăvoie. Mort copt trebuie să fac pe cheful mamei, să plec fără voință și să las ce era drag. Dragul mi-era satul nostru cu o acea cea frumoasă curgătoare și limpede ca cristalul în care se oglindește cu mâhnire cetatea neamțului de atâtea veacuri. Dragii mi erau tata și mama, frații și surorile și băieții satului tovară și mei din copilărie, cu care în zilele geroase de iarnă mă desfătam pe gheață și la uș, iar vara în zilele frumoase de sărbători, cântând și chiuind cu trăieram dumbrăvile și luncile umbroase, prundu cu știoanele, țarnile cu holdele, câmp cu florile și mândrele dealuri de după care îmi zâmbeau, zorile în zburdalnica vârsta tinereței. Asemenea, dragi, mirau șezătorile, clăcile, horele și toate petrecerile din sat la care luam parte cu cea mai mare însufletire. De piată de-ai fi fost și nu se putea să nu-ți salte inima de bucurie când auzeai, uneori, în puterea nopții, pe Mihai Scripcariul din Cumulești, umblând tot satul câte codroaie de flăcăi și după dânsul cântând. Frunză verde de cicoare, astă noapte pe răcoare, cânta o privighetoare cu versul de fată mare. Și cânta cu glas duios de picau frunzele în jos, și cânta cu glas subțire pentru a noastră despărțire și ofta și ciripea inima de țorupea. Și câte și mai câte nu cânta Mihai Lăutariu din gură și din scrip ca sară sunătoare și alte câte petreceri pline de veselie nu se făceau pe la noi de spărea tot anul zi de sărbătoare. Vorba unei babe, să dea Dumnezeu tot anul să fie sărbător și numai o zi de lucru și atunci să fie praznic și nuntă în sat. Apoi, Lăsă-ți băieți satul cu toată farmecul cu frumuseților lui și pasă de te du un loc străin și așa depărtat dacă te lasă pârdalnica de inimă. Și doar mă și sileam eu într-o părere să o fac a înțelege pe mama că pot să mă îmbolnăvesc de dorul ei și să mor printre străini. Că vără meu Ioan Mogorogea, Gheorghe Trăznea și Nico Șlobanu și alții s-au lăsat de învăța și despre asta tot mănâncă pâine pe lângă părinții lor. Dar Zaldarnică trudă, Mama avea alte gânduri, iar ea am pregătea cu îngrijire cele trebuitoare, zicându-mi de la o vreme cu asprime. Ioane, cată, să nu dăm cinste pe rușinea și pe pacea gălceavă. Ai să pleci unde zic eu. Și Zaharia lui Gâtlan merge cu tine. Luca Moșneagul și nostru vă duce cu căruța lui cu doi cai ca niște zmei. Ia mai bine răpezite până la el să vezi dacă e gata de drum. Că mâine dezi dimineață cu ajutorul domnului plecați. Nu mă duc, mamă, nu mă duc la socola. Măcar să mă omori, ziceam eu plângând cu zece rânduri de lăcrămi. Mai trăiesc ei oamenii și fără popie. Degeaba te mai sclifosești, oane, răspunse mama cu nepăsare. La mine nu se trec acestea. Pare mi se că știi tu moara mea. Să nu mă faci, ia cuși, să iau culeșerul din ochniță și să te dezmiert cât ești de mare. Apoi chemă pe tata și zice o spune și dumneata băietului omule ce se cuvine să-și ieie nădejdea și să-și caute de drum, mai rămâne vorba despre asta, zise tata posumărât. Are să urmeze cum știm noi, nu cum vrea el, că doar nu-i de capul său. Când m-ar bate numai atâta grijă, mai femeie, ce mi-ar fi? Dar eu mă lupt cu gândul cum să-i por de cheltuială, că banii nu se culeg de la trunca surcelele. Și la iști, vreo șeste afară de dânsul, dacă rămân acasă, nu li mai trebuie nimica. Dar fiind cel mai mare norocosul său, trebuie să-l căutăm, al zburătăcii, căci nu se știe zilele omului și poate vreodată o să fie și el sprijin pentru iștii alți. Văzând eu că nu-i chip de stat împotriva părinților, începui a mă gândi la pornire zicând în sine cu amărăciune. Ce năcas pe capul meu! Preuții noștri din sat n-au mai trepădat pe la socola și mila sfântului. Nu-i încape cureaua de pe ce sunt. -apoi că călugării o adunătură de zamparagii dugliși din toată lumea, cu prin mănăstir ce nu ajung? Și eu să atâtea şcoli, humuleşi, la atâtea școli în cumuleș la broșteni, în creierii munților, în neamț, la folticeni și acum la socola pentru a căpăta voie să mă fac. De acolo un popă prost cu preuteasă și copii? Mi se pare prea mult, a mi se cere. și spun mamei că mă duc la călugărie neamț ori la secu și cu câtă carte știu, cu câtă nu știu, peste câțiva am pot să ajung de la vreun mitoc și să strâng știubei plin cu galbeni ca părintele chirilași de la Jugărit din vânătorii neamțului și apoi puneți cuvintele Ilarie Plosca cu rachiu la șolt, ticrișoare moi, că se poate de multe și altceva gustare în buzunărelile dulamei, pistoalele în pe sub rasă cu mana cu pe ureche și cu sabia duhului în mână și pletele în vânt iau la papuc peste piciorul rău spre cărarea furisită dintre secu și agapia din deal unde toată vara se aude cântând cu glas îngeresc. Ici în vale la pârău mielușa lui Dumnezeu iar câte un glas gros răspunde, hop și eu de la durău berbecului Dumnezeu. Căci fără să vreau aflasem și eu păcătosul câte ceva din tainele călugărești umblând vara cu băieții după bureți prin părțile acele, de unde prinsesem și gust de călugărie, știi, ca că omul cuprins de evlavie. În sfârșit, ca să nu-mi uit vorba, toată noaptea cea dinainte de plecare până s-au revărsat zorile, m-am frământat cu gândul fel și chip cum aș putea întupleca pe mama să mă deie mai bine la mănăstire și tocmai când eram hotărât a spune mamei acesteia ea ca și soarele răsare vestind o zi frumoasă și moș Luca Moșneagu, în surățel de-al doilea, a cărui tânără nevasta a avut să se grijă să-l trezească la timp și să-l pregătească de pornire, se și aude strigând afară. Gata, sunteți? Haidem, că eu vă aștept cu cai înhămați. Mama atunci mășia repede, repede la pornit, fără să mai am când îi spune de călugărie. Și scurtă vorbă, ne adunăm cu rudele lui Zaharia, cu ale mele de la Moșluca, sărutăm noi mâna părinților, unde ne rămas bun cu ochii, înnecați în lacrimi și după ce ne suim în căruță supăra și plângi ca vai de noi, Luca Moșneagu Harabagiu nostru tăbiciu cailor, zicând nevestei sale care închidea poarta după noi, o Olimpiadă e amă bine de borta aceea, căci niște porci, spărgând gardul într-un loc, se înnădise în grădina lui la pupușoi. Era dimineața în ziua de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătoru, când ieșeam din Humulești și fetele și flăcăii gătis frumos ca în zi de sărbătoare, foiau prin sat ca toate părțile, cu bucuria zugrăvită pe fețe. Numai eu cu Zaharia, ghemuiți în căruța lui Moșluca, ne duceam surgând dracului pomană, că mai bine noi putea zice. Rogu-te mână mai tare, Moșluca, zic eu, că nu se mai poate uita ca sat, satul ca la urs la noi. Luca Moșneagu însă mâna cum știa el, căci smârțoagele lui de cai erau vlăguiți din calea afară și slabi și ogrjiți ca niște mâți de cei leșinați nu zmei, cum zicea mama, care nu știa cum să mă urnească mai degrabă din casă. Firea a furisit să fie cine a mai desfința și catihețiile cele tocmai acum, în vremea noastră, zise Zaharia lui la plin de năduf, după ce am ieșit la drum afară. Când să-ți petrești și tinerețea apucăte de cărturărie, parcă are omul zece vieți. Tot blând noi din școală în școală, mai mult ia așa de frunza frasinelui, mâine, apoi mâine avem să ne trezim niște babalezu, gubav și nu mai bun de făcut popii și din socola. Ce zici junea ta, moș, despre unele ca aceste, Ce să zic, dascăle, Zaharia? Știm noi cum vis formele? Eu trebuie să vă duc la locul hotărât și de aici încolo va sluji capul. Hii, căluții tatei, să ne întoarcem cât mai degrabă acasă. Când auzeam pe moș Luca pomenind cu drag de casă și când mai vedeam cum rămân satele și locurile frumoase în urmă și toate altele necunoscute se înfățușează înainte în supărarea noastră creștea la culme. Pentru fiecare fântână, pârâu, bălcică, dumbravă și alte locuri drăgălașe, ce lăsam în urmă ne socoteam cât un suspin adânc din piepturile noastre, și după mintea ce o aveam ne-am fi întors înapoi chiar atunci de nu eram dați în seama lui Moșluca, de care ne rușinam ca și de părinții noștri. După un scurt popas făcut la podul de la Timișești, de pe Moldova, pornim înainte spre ca și suim încet încet codru pașcanilor. Apoi, din vârful acestui codru, mai aruncăm nimernicii de noi, cât o căutătură jalnică spre munții Neamțului, Urie și munți, cu vârfurile ascunse în nouri, de unde purce dizvoarele și se răvarsă puraele cu repejiciune și potin tainic în mersul lor neîncetat și ducând poate cu sine multe, multe patim și acturi omenești să le înnece Dunărea Măreață. Ei, ei, măi, Zaharie, zic eu, coborându-ne la vale spre pașcani, de acum și munții am pierdut din vedere și în străinarea noastră este o tărâtă cine știe pentru câtă vreme. Cum ne-a fi scris de la Dumnezeu Sfântul, zise Zaharia cu glasul aproape stin și apoi rămase dus pe gânduri tot drumul până la Blăgești spre Siretiu, unde ne-a fost și masul noaptea aceea. Dar vai de masul nostru! Aici, pe prispa unui rotariu puțin de nu, era să rămânem ciori. De cu sară și până după miezul nopții am stat numai într-o fumăraie de baliș ca la carantină și tot ne-au coșit țânțari. așa e viața când penească, zise moș Luca, ciomoșlindu-se și învârtindu-se ca pe de răul țânțării mei. Cum trezi siretiu, apa era și lemne pe sponci, iar vara te năduși de căldură și țânțarii te chinuiesc marnic. Naște-i la când Doamne, ferește, halal pe la noi. apele dulci, limpe ca cristalul și reșca ca gheața. Lemne de ajuns, vara umbră și răcoare în toate părțile, oamenii mai sănătoși, mai puternici, mai voiniști și mai voioși. Iar nu ca aici de la câmp, salbezi la față și zbârciți de parcă se hrănesc numai cu ciuperci fripte în toată viața lor. Știu una amor că a zis Zaharia de la o vreme, că ei nu și-ai spre asfințit rarițele de asemenea și luceavărul de ziua de acum trebuie să răsară. Haidem să pornim la drum. Că bine zici, rascăle Zaharia, parcă te a ieșit un sfânt din gură. De când ne-am tot învârtit și cioșmoli pe ea stă prispă, mai bine să scurtăm din cale, că jumarei Dumnezeu ne-a el de întâmplări. Și așa, luându ne rămas bun de la gazdă, care era tot afară culcat pe altă prispă, plecăm. Și cum ieșim în șleac, părerea noastră de bine, întâlnim câțiva oameni cu niște cară cu draniță mergând spre Iași. Ne cu dâns și de frica lăieșilor din ruginoasa și hai, hai, până în ziua ia că te întârgu frumos, unde am și înjunghiat câțiva harbuși într ales, dar ne am mai potorit deocamdată și foamea și setea. Apoi, după ce s-au odihnit caii, am pornit înainte spre podul Ioalei. Și de aici, tot înainte spre Iași, mai mult pe jos decât în căruță, că zmei lui Moș Luca se muieseră de tot și țăranii noștri glumesc cum sunt ei, ne toș fiși cu iau, care din cotro era mai mare rușinea de rușinea lui Moșluca. Iar mai ales, pe la Sfințitul Soarelui, tocmai când intram în Iași pe rohtaca păcurari, un flăcăoan al dracului ne-a luat în râs cum se cade zicând, Moșule, e seama de ține bine telegaricea, că nu e vântul. Că ea ăsta e mare și, Doamne, ferește să nu faci o primejdie. Atât i-a trebuit lui Moș duc și apoi le să pe dânsul câte parastase și pananghi toate i le-a rădicat. Ia uzi, măi, dacă ar ști el chiolhănosul și tu de unde am pornit asta noapte și ar strânge lui arpa ca să n-ar mai de degeaba asupra căișorilor mei. Și apoi, doar nu vin eu acum întâi aș dată la Iași să-mi deie povățunul ca dânsul cărânduială trebuie să le păzesc. Patruzecile mâne sa de golan. Dacă n-a stat o leacă să-l le învăț, eu am mai luat de altă dată de drumețini. Văzând noi că ne eu oamenii tot peste picior și pe moș ducat tulbura din calea fală cum eram în căruță, ne acoperim peste tot cu un sol, zicând eu cam cu sfială. Moș de te-a întrebat cineva de acum înainte de ce tracă așa greu să spui că duci niște drop de sare de la urnă și las dacă nu te-a crede fiecare. Ei, apoi, șudvam, că și mi-a spus de aceștia zise moșluca, mergând pe lângă care prinde năduc. Nu mă faceți că ia acuși doar câteva jori prin solul celălalt de trece spurcatul. Auzind noi ce se pregătește, ghiontit uneam unul pe altul, chicotind în și ca mai ba să mai zicem nici câr. În sfârșit, multe șfichiuri ne-a primit moș Luca de la unii la alții, cum e lumea a dracului, mergând noi în pasul cailor din hop în hop, tot înainte Printre rătăcănile de pe ulițile Iașilor, am ajuns într-o târziu noaptea în crierul socolei și am tras căruța sub un plop mare unde am găsit o mulțime de descălime adunată de pe la Catihes din toate județele Moldovei, unia mai tineri, iar cei mai mulți cu niște târsoage de barbe cât badanalele de mari șezând pe iarbă împreună cu părinților și preuți și mireni mărturisindu și mărturisindu-și unul altuia păcatele. Sfârșit.